lituanianul Prima Vicius. Minutul 64, Prima Vicius se atacă de la spate pe Florea, cel care se și accidentează și cere schimbare. Nu mai poate continua Daniel Florea. Va fi însă lovitură de la 11 metri pentru Chindia Târgoviște. Se pregătește să execute Cherchez. Se pregătește să marcheze primul său gol în Liga 1, capitanul Chindiei. A marcat peste 70 de goluri de-a lungul timpului pentru Chindia. Unul dintre cei mai iubiți, dacă nu cel mai iubit jucător al Chindiei, Cherchez, față în față cu portarul lui Dinamo, cu Pisciteli. Moment extrem de important al jocului. Din tribune se strigă golul, golul. Moment de tensiune, Cherchez față în față cu Pisciteli. Chindia se poate duce din nou la două goluri în față pe tabelă. Cherchez și gol! 3-1! Chindia conduce Dinamo. Sigură de la 11 metri a capitanului Cristian Cherchez. Vă spuneam că Viorel Moldovan este fără victorie în fața lui Dinamo în calitate de antrenor și că până acum a obținut un singur punct în sezonul 2009-2010.